pe la ora 2-3 terminam școala și veneam acasă și dădeam instant pe ProTV pentru că trebuia să înceapă Capcana Timpului, Quantum Leap. Un serial care mi-a plăcut enorm de mult. Țin minte și acum, fiecare episod se termina cu oh boy, cu un alt salt în timp. Mi-aduc aminte de generația pro, de Vara Ispitelor. Doamne, mi-aduc aminte de Vara Ispitelor, cum mă uitam și mi se părea acel concept incredibil, mi se părea... Cred că am și dat telefon să particip la Vara Ispitelor. ProTV-ul a devenit, efectiv, prima sursă de informație pentru generația mea în afara comunismului. Adică a fost prima sursă și singura sursă puternică, liberă, de informație liberă. Asta a însemnat ProTV-ul. O amintire extraordinar de frumoasă a fost Fort Boyard. Și bineînțeles, nu mai vorbesc de Vlad, mai ales cum a început Vlad în ProTV. Asta e o amintire pe care o să o țin toată viața și o să povestesc și nepoților mei despre Vlad. Mă uitam la Teo și Teo a fost și este o persoană care poate inspira generații întregi, iar eu mă număr printre cei inspirați de ea. Mult regretatul regizor Nemescu, California Dreaming. El a fost un om pentru care eu am lucrat în casting și de la el am învățat ce înseamnă efectiv talentul, fără niciun fel de mândrie. Și nu în ultimul rând, Andreea Esca, care este practic tot ceea ce înseamnă seriozitate, tot ceea ce înseamnă sinceritate și, și zâmbete. Pentru că asta este Andreea, pe lângă multe alte. Aveam 14 ani. Eu făceam buletin, am fost printre primele, nu, printre ultimele generații care am avut buletin de hârtie. Din ăla care se deschide. Da, am crescut împreună. Și mulțumesc ProTV că sunt în familia ta și alături de tine.